Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. O zi bună pentru a petrece timpul alături de cei care îți plac. Este ușor să faci o impresie bună. Este suficient să acționezi natural și în voia ta. Farmecul îi ajută pe mulți berbeci în afaceri. Datorită lui, găsiți cu ușurință aliați, inclusiv foarte influenți. Schimbările în bine în relațiile personale sunt probabile. Vă puteți împăca cu cei cu care ați fost într-o ceartă sau puteți negocia cu o persoană cu care nu ați găsit o limbă comună de mult timp. Ofertele de muncă neobișnuite nu sunt excluse. Cel mai probabil veți dori să le acceptați. Horoscopul zilei Taur. Veți putea învăța o mulțime de lucruri utile. Nu ți este rușine să pui întrebări, să înveți de la oameni a căror experiență merită respect. Va exista șansa de a obține contacte utile de afaceri. Este posibil ca datorită deciziilor luate astăzi să primiți în curând câteva propuneri interesante. Prietenii te încântă cu cadouri neașteptate și vești bune. Pe unii reprezentanți ai semnului îi așteaptă surprize romantice. După amiaza, aduce o mulțime de idei grozave pe care veți fi fericit să le implementați împreună cu cei dragi. Horoscopul zilei Gemeni. Zi hectică. Pentru cei mai impresionabili gemeni, ea va aduce o mulțime de motive de îngrijorare. Păstrați-vă emoțiile sub control, atunci totul va ieși bine și vă puteți atinge obiectivele stabilite de mult timp. Experiența acumulată mai devreme va fi utilă atât în relațiile de afaceri cât și în cele personale. Relațiile cu cei dragi sunt uneori tensionate, dar reușești să dezamorsezi situația. Uneori este nevoie de răbdare și calm pentru a evita dezacordul și controversele, dar nu vrei să te cerți cu nimeni. Prin urmare te comporți prietenos, iar cei din jur răspund la fel. Horoscopul zilei Rac. Prima jumătate a zilei va fi destul de agitată. Nu toți reprezentanții semnului vor putea evita dezacordurile cu ceilalți. Uneori apar dezbateri aprinse, dar situația se schimbă rapid în bine și în curând este posibil să găsiți soluții care să le placă tuturor. După amiază sunt probabile surprize plăcute. Sunt posibile și coincidențe neobișnuite de la care obțineți cel mai mare beneficiu. Acesta este momentul potrivit pentru a discuta planurile pentru viitor cu cei dragi. Veți primi sprijin care vă va fi util. Sunt probabile întâlniri neașteptate cu vechi prieteni. Horoscopul zilei Leu. Zi fructuoasă. Cu cât afacerea pe care o întreprindeți este mai importantă și mai serioasă, cu atât aveți mai multe șanse să faceți față bine. Repartizați corect prioritățile, nu vă lăsați distras de fleacuri. Acest lucru evită grijile și îndoielile inutile. Totodată, este util să vă amintiți câteva obiective vechi. Veți găsi o modalitate simplă și eficientă de a le atinge. Ziua este potrivită pentru a discuta probleme legate de muncă și afaceri. Este posibil să vi se ofere ceva interesant. Pentru unii lei, o conversație cu un vechi cunoscut va duce la idei interesante. Ești creativ cu tot ceea ce îți asumi, iar acest lucru îți oferă șansa de a obține rapid succesul. Horoscopul zilei Fecioară. Chiar și lucrurile obișnuite astăzi pot lua mai mult efort decât de obicei. Este dificil să te concentrezi pe ceva, există multe sarcini noi. Lucruri diferite necesită în mod constant atenție și acest fapt te face să fii nervos. Încearcă să rămâi calm. Este în puterea ta nu numai să faci față situației, ci și să o folosești în avantajul tău. Orice conversație importantă se desfășoară cel mai bine după amiază. În acest moment îți va fi mai ușor să-ți aduni gândurile, să convingi pe cei care se îndoiesc și să le dovedești calm dreptatea ta. Întâlnirile cu vechii cunoscuți vor fi pe plac. Horoscopul zilei Balanță. Comunicarea cu cei din jur dimineața necesită mai mult control de sine și răbdare decât de obicei. Se pare că sunteți dezechilibrat în mod deliberat. Este posibil ca persoanele apropiate să nu se comporte așa cum te-ai așteptat. Rămâi liniștit. Există cu siguranță o modalitate de a rezolva lucrurile și de a beneficia de situație. Este mai bine să nu planifici nimic deosebit de plictisitor pentru seară. Acest timp este potrivit pentru relaxare, plimbări pendelete, precum și pentru comunicarea cu oameni care vă sunt pe plac și știu să vă înveselească. Horoscopul zilei Scorpion. Zi calmă potrivită pentru a finisa lucrurile vechi, pentru a realiza câteva idei care au apărut cu mult timp în urmă. Vechii cunoscuți ajută adesea, mulți o fac complet altruist. Cooperarea care a început în această zi se va dovedi a fi nu numai fructoasă, ci și foarte plăcută. Unii reprezentanți ai semnului vor găsi prieteni adevărați. Este posibil și începutul poveștilor romantice.
Noile relații se pot dezvolta rapid și este puțin probabil să aveți ceva împotriva lor. Vești bune de departe, de la prieteni cu care nu te-ai văzut de multă vreme, sunt posibile. Horoscopul zilei, Săgetător. Evitați conversațiile inutile, încercați să nu fiți prea sinceri cu toată lumea. Cu cât mai puține știu alții despre afacerea voastră, cu atât mai bine. Lucrul pe cont propriu poate avea rezultate excelente, mai ales acolo unde sunt necesare creativitatea și imaginația. Relațiile cu cei dragi nu se dezvoltă întotdeauna lin și armonios, dar reușiți să evitați conflictele, să dezamorsați situația. Experiența de multe ori ajută aici. Datorită ei găsiți rapid cuvintele potrivite. Înțelegeți ce vă va amuza interlocutorii și ce îi poate ofensa. Horoscopul zilei, Capricorn. Fii pregătit pentru conversații dure. Este important să păstrați calmul și autocontrolul. Numai în așa condiții, conversațiile vor fi fructuoase. Puteți reuși în ceva important, dar nu este o chestiune atât de cunoștințe și abilități, cât de noroc. Vă aflați în momentul potrivit la locul potrivit. Ascultați-vă intuiția, sugestiile ei sunt întotdeauna oportune, utile și exacte. Urmărindu-le veți găsi cea mai scurtă cale către obiectiv. Acest lucru se aplică tuturor domeniilor vieții. Mulți capricorni vor avea șansa să realizeze ceea ce visează de mult timp. Horoscopul zilei, Vărsător. Dimineața promite surprize plăcute, coincidențe bune. În acest moment se pot întâmpla evenimente pe care le-ați așteptat. Este posibil să apară noi aliați. Susținerea lor vă va face viața mult mai ușoară. Unii vărsători se vor împrieteni cu oameni despre care au auzit multe lucruri bune. După amiază este bună pentru cumpărături mici. În același timp vă puteți gândi la unele probleme financiare mari, dar este mai bine să nu luați decizii finale pentru moment. În viitorul apropiat veți primi informații. Acestea vă vor spune care sunt ofertele ce merită încheiate și de la care dintre ele este mai bine să vă abțineți. Horoscopul zilei, Pești. Nu este o zi rea. Uneori ești nemulțumit pentru că te așteptai la mai multe, dar această senzație va trece repede. Este bine să faci lucruri care te inspiră și te captivează. Ajută la evitarea gândurilor neplăcute din capul tău. Veți arunca o privire nouă asupra multor evenimente din trecut, vorbind cu cineva care v-a dat sfaturi grozave în mai multe cazuri. Este o zi bună pentru treburile casnice, cumpărarea unor lucruri utile, de exemplu mobilier sau electrocasnice. Seara, vechii cunoscuți te pot vizita. Veți fi încântați să vă vedeți cu ei. Horoscopul zilei de azi.